Capitolul 3. Omul cu mâna uscată. Isus a intrat din nou în sinagogă. Acolo se afla un om cu mâna uscată. Ei pândeau pe Isus să vadă dacă îl va vindeca în ziua Sabatului ca să-l poată învinui. Și Isus a zis omului care avea mâna uscată: Scoală-te și stai la mijloc. Apoi le-a zis: este îngăduit în ziua sabatului să faci bine sau să faci rău? Să scapi viața cuiva sau să o pierzi? Dar ei tăceau. Atunci, rotindu-și privirile cu mânie peste ei și mâhnit de împietrirea inimilor, a zis omului, Întindeți mâna! El a întins-o, și mâna i s-a făcut sănătoasă. Fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit în dată cu irodiani cum să-l piardă. Isus vindecă pe bolnavi. Isus s-a dus cu ucenicii săi la mare. După el a mers o mare mulțime de oameni din Galileea. Și o mare mulțime de oameni din Iudea, din Ierusalim, din Idumea, de dincolo de Iordan și din prejurul Tirului și Sidonului, când a auzit tot ce făcea, a venit la el. Isus a poruncit ucenicilor să-i țină la îndemână o corăbioară ca să nu fie îmbulzit de norod. Căci el vindeca pe mulți, și de aceea toți cei ce aveau boli se înghesuiau spre el ca să se atingă de el. Duhurile necurate, când îl vedeau, cădeau la pământ înaintea lui și strigau: Tu ești fiul lui Dumnezeu! Dar el le poruncea îndată cu tot din adinsul să nu-l facă cunoscut alegerea celor 12 apostoli. În urmă, Isus s-a suit pe munte. A chemat la el pe cine a vrut și ei au venit la el. A rânduit dintre ei 12 ca să-i aibă cu sine și să-i trimeată să propovăduiască. Le-a dat și putere să vindece bolile și să scoată dracii. Iată cei 12 pe care i-a rânduit. Simon, căruia i-a pus numele Petru, Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele lui Iacov, cărora le-a pus numele Boanerges, care tălmăcit înseamnă fii tunetului, Andrei, Filip, Bartolomeu, Matei, Toma, Iacov, fiul lui Alfeu, Tadeu, Simon Cananitul și Iuda, Iscarioteanul, care l-a și vândut. Păcatul împotriva Duhului Sfânt. Au venit în casă și s-a adunat din nou norodul, așa că nu puteau nici măcar să prânzească. Rudele lui Isus, când au auzit cele ce se petreceau, au venit să pună mâna pe el, căci ziceau: și a ieșit din minți. Și cărturarii care se pogorâsele din Ierusalim ziceau: este stăpânit de Belzebul, scoate dracii cu ajutorul Domnului dracilor. Isus i-a chemat la el și le-a zis în pilde, Cum poate satana să scoată afară pe satana? Dacă o împărăție este dezbinată împotriva ei însăși, împărăția aceea nu poate dăinui. Și dacă o casă este dezbinată împotriva ei însăși, casa aceea nu poate dăinui. Tot astfel, dacă satana se răscoală împotriva lui însuși, este dezbinat și nu poate dăinui, ci s-a isprăvit cu el. Nimeni nu poate să intre în casa unui om tare și să-i jefuiască gospodăria decât dacă a legat mai întâi pe omul acela tare numai atunci îi va jefui casa adevărat vă spun că toate păcatele și toate hulele pe care le vor rosti oamenii li se vor ierta dar oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va căpăta iertare în viac ci este vinovat de un păcat veșnic aceasta pentru că ei ziceau are un duh necurat Mama și frații lui Isus. Atunci au venit mama și frații lui, și, stând afară, au trimis să-l cheme. Mulțimea ședea în jurul lui când i-au spus: Iată că mama ta și frații tăi sunt afară și te caută. El a răspuns: Cine este mama mea și frații mei? Apoi, aruncându-și privirile peste cei ce ședeau în jurul lui, Iată, a zis el, mama mea și frații mei, căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela îmi este frate, soră și mamă.